Și iată-ne din nou împreună la o nouă ediție emisiunii 1, 2, 3 Milena, împreună cu numerologul Milena Haleț. Se apropie sărbătorile, duminică pe data de 12 aprilie vor fi florile, de fapt creștinii ortodoxi vor sărbători florile. Afară este tot mai frumos, pomii au înflorit. Noi ar trebui să fim optimiști, să avem grijă de noi, așa cum ați văzut, să ne spălăm pe mâini, să ne punem măștile, să știți că și eu am avut mască aici în televiziune până a până acum când am început să filmăm, pentru că așa este corect, așa este bine, trebuie să ne ferim pe noi și pe cei de lângă noi, trebuie să... Da, era o glumă frumoasă, dacă tot purtăm măști, nu trebuie să uităm să ne spălăm și pe dinți, totuși nu doar pe, pe mâini. Bineînțeles, stăm în case stăm în case cu uh, partenerul, da? Stau în casă cu partenerul, stau în casă cu partenera, mult timp, mult prea mult timp decât m-am gândit eu vreodată că aș putea să stau și uh, s-ar putea să uh, nu mai pot suporta. S-ar putea să fi uitat cum uh, cum am visat eu că va fi partenerul meu, s-ar putea să fi uitat că la un moment dat mi-am dorit foarte mult să stau cu el, ba din potrivă, ar trebui să ne amintim cât de mult ne doream să stăm cu copiii, cât de mult ne doream să stăm cu partea doar că, uh, la un moment dat ne trezim că nu știm. Ce ne trezim că nu știm? Ne trezim că nu știm să ne descurcăm. Ne trezim că nu știm de ce anume trebuie să stăm cu ei, cât anume trebuie să stăm cu ei, ce anume trebuie să vorbim cu ei, ce nu trebuie să vorbim cu ei și s-ar putea uneori să le calce pe nervi, s-ar putea alteori să ne enerveze, s-ar putea să își caute fiecare uh, uh, din membrii familiei câte un colțișor în care uh, să stea uh, doar uh, el și cu calculatorul, doar el și cu uh, uh, telefonul mobil, doar el și cu ceilalți care nu sunt alături uh, de el, uitând, ignorându-i pe cei care sunt cei mai importanți, și anume pe membrii familiei. La această emisiune, în această emisiune vom continua căsătoria ghid de supraviețuire, vom încerca să, cu ajutorul numerologiei să ne înțelegem, să vedem cum ne poate ajuta numerologia să îl înțelegem pe cei, cel de lângă noi, pe partener și de ce nu să l înțelegem pe soț, de ce nu să ne înțelegem soacra dacă întâmplător locuim cu socri și nu avem ce face, nu avem unde să-i trimitem. Bănuiesc că unele dintre nurori așa și-ar trimite socri undeva cât mai departe. Unele dintre ele chiar au reușit să-și trimită socrii pe la casele lor, nu de altar, dar din grijă față de, de soacre. Eu își iubesc atât de mult soacrele încât n-au știut cum să le trimită cât mai repede și cât mai departe ducă-se. Da, noi, noi, femeile, după ce ne căsătorim, avem impresia că ei, partenerii noștri, ar trebui să fie cu minți, ar trebui să se uită numai la noi. Ar trebui să ne vadă numai pe, pe noi. Oare partenerul ăla, oare bărbatul ăla, când s-a însurat, o fi depus și jurământ de castitate? În momentul căsătoriei, din momentul căsătoriei nu mai este bărbat, i s-au uh, uh, anihilat simțurile, nervii, s-a întâmplat ceva cu hormonii? Trebuie să avem grijă. De toate lucrurile astea trebuie să ne îngrijim după ce ne căsătorim. Noi trebuie să ne amintim că bărbații, mai ales după căsătorie, sunt tot mai bărbați. Mai ales după căsătorie își doresc să-și demonstreze că ei continuă să rămână bărbați, mai ales după căsătorie își doresc și mai multă libertate. Așa cum femeile, imediat după căsătorie, se gândesc. Cum să îl modeleze pe domnul soț, așa cum noi, femeile, ne gândim cum să facem în așa fel încât um, alesul să fie după cum ne dorim noi, să facă ce ne dorim noi, când ne dorim noi și când ne dorim noi, cam la fel și ei, săracii. Um, soțul, bărbatul, după ce se căsătorește, um, își închipuie că o poate schimba pe mai sa cu nevastă sa. Adică ce face? Schimbă locuința, în locul mai căsi apare o fată tânără, frumoasă, cu mijlocelul tras ca prin inel, cu uh, uh, nuri de toate felurile, care, spre deosebire de maică-sa, da, uh, este istețică, vorbește mai puțin decât maică-sa, aiure, aici te înșelat rău de tot, dragă, uh, îi face mâncare bună, cel puțin la fel de bună ca maică si, îl spală, îl calcă, îi face curat în casă, spală după el, strânge masa, pune masa, face copii, face dragoste și îl iubește pe el de nu mai poate. Nu zău! Nu zău! Băiatul obișnuit ca la mama acasă, mama punea masa, mama strângea masa, mama făcea de toate și plus de asta, mama. Nu-l întreba unde te duci, dragă. Și da, chiar dacă săraca îndrăznea să întrebe unde te duci, dragul mami, unde, ce faci? Lasă, mama e treaba mea. Nu te băga tu, e treaba mea, am o treabă cu băieții. Ei, cu nevasta nu mai merge. Cu nevasta nu mai merge. El își închipuie că va putea discuta cu nevasta așa cum discută, cum discuta până mai ieri cu mama. S-a cam dus. Sau că cam dus vremurile alea aici la nevastă, trebuie să-i prezinți declarația pe proprie răspundere sau aia de la serviciu. Unde mergi, ce faci, cât stai, pe ce traseu, intervalul oral și bă, tu ce ai de gând în casa asta? Tu chiar ai de gând să faci nimic? Tu nu vezi că tu nu faci nimic în casa asta? Aici este problema. Aici este problema, fiecare intră în căzticie cu propriile gânduri, fiecare intră în căzticie cu propriile uh, idei, cu propriile vise, care de cele mai multe ori ajung să uh, se năruiască. Multe dintre noi, uh, ne, uh, înainte de, de căsătorie, îi înfrumusețăm, așa, pe domnii parteneri. Unele dintre noi. Altele. Uh, își văd partenerii cum sunt și se gândesc, lasă dragă, îi place lui să bea puțin și ce dacă. Am eu grijă, lasă. Are bani, are casă, are mașină, are de toate și dacă îi place să bea ce. După căsătorie am eu grijă de el. E, na, nu său, nu mă nebuni. Și cu fetele la fel. Și tu chiar crezi? Mai gândește-te puțin. Dacă l-ai luat și știi că l-ai luat pentru casă, pentru mașină Uh, pentru avere, știi că mai merge și la fete, nu ți face iluzii. Fii pregătită să poți suporta și escapadele sale amoroase. Oamenii nu se schimbă. Oamenii de dragul celor de lângă ei uh, pentru a câștiga niscaiva simpatie, uh, pentru a avea cine știe ce uh, foloase pentru a trage cine știe ce, foloase se pot preface o perioadă. Ei bine, unii mai mult, alții mai puțin. Cei care au cifra destinului 1 se prefac mai puțin sau a zilei de naștere sau a personalității cei care au cifra destinului or a zilei de naștere, ori a personalității 5 sunt norocoși, sunt cei care au tras lozul cel mare și cei care Pot crea iluzia, pot menține visul pentru un timp mai îndelungat. Însă, în cele din urmă, revenim la ceea ce suntem. Revenim ceea ce suntem. Niciunul dintre noi nu poate fi ceea ce n-a fost niciodată. Și atunci, dragele mele, trebuie să știți că. În condițiile în care l-ați luat pe Costică și Costică uh, este uh, un pic mai vulcanic așa și dă să se uh, repeadă la voi și uh, este mai gelos și uh, uh, face doi pași nervoși pentru că s-a supărat că te-ai uitat la Vasilică. Adică tu ți închipui că acest Costică care deja înainte de căsătorie, înainte de a fi tu pe numele lui, înainte de a fi tu în casa lui, dacă acest costică acum este vulcanic și uh, gelos și cam uh, dur așa, cum vă închipuiți voi, cum îți închipui tu, draga mea, că va fi costică după căsătorie? Ei bine, după căsătorie, după ce ești a lui cu acte. Așteaptă-te, așteaptă-te și atunci pregătește-te și gândește-te dacă poți suporta. Al după două luni, altele după două zile. Merg cu uh, geamantanul, cu bocceluța înapoi la mama, mama m-a bătut, costică, ce mă fac mamă? Și mama îi spune, mamă tu l-ai luat, ești și gravidă, nu mai veni la poarta mea, du-te și crește copilul, fă copilul, l-ai luat, este bun luat. E dificil, gândiți-vă bine înainte de a face uh, acest pas, gândiți-vă bine căsătoria nu este o glumă, căsătoria nu este o joacă nu e ușor să te căsătorești astăzi și nu este ușor să divorțezi mâine numerologia ne ajută să evităm aceste deziluzii deziluzii care sunt valabile și în ceea ce îi privește pe, pe bărbați bărbații care, săracii de ei v mai povestit chestia cu preluarea numelui se îndrăcostesc de una și după căsătorie se pomenesc cu alta pe cap păi de ce? păi Poate că săraca fată. Bine, poate că săraca fată s-a prefăcut și după căsătorie nu mai are nevoie, dar poate că săraca fată a fost de bună credință. După ce a preluat numele soțului, s-a transformat, ca să spun așa. Uh, uh, și-a schimbat uh, numele, și-a schimbat comportamentul, pentru că numele pe care îl purtăm uh, determină comportamentul, numele pe care îl purtăm influențează comportamentul, schimbarea numelui de familie schimbă comportamentul tinerei căsătorite, schimbarea comportamentului influențează schimbarea personalității, astfel încât băiatul săracul, tânărul căsătorit, nu știe cine e frumoasa, zâna, care seamănă cu aia dinainte, dar este o vrăjitoare, o mașteră, o... Nu e a lui, nu o cunoaște, nu o recunoaște. Aici pot apărea din nou discuții legate de divorț, astfel încât multe dintre căsătorii, după aproximativ 2-3 ani, ajung să se încheie deloc, deloc plăcut. Da, și spuneam despre acele domnișoare care îi atribuie tânărului domnișor tot felul de, de, de calități, vai, da ce bun este, vai, da ce frumos este și vai, când mă gândesc cum se va comporta el cu mine, cum îmi va aduce el cafeluța la pat, ce va face el, numai pe mine mă va vedea în fața ochilor, numai el săracul fiind un bărbat, un bărbat care vrea și el să se însoare, un bărbat care are și el hachițele lui, un bărbat care are nenene, nene, socres tu, bărbată miu iubitul meu, a, este așa și așa și așa, nu, zău? După căsătorie, aceste iluzii rând pe rând încep să se spulbere și descoperim că împăratul e gol. Împăratul e gol, săracul, nu pentru că el ți-ar fi spus sau ar fi avut o altă impresie sau i-ar fi spus altcineva, altceva, ci plus și simplu, tu ai descoperit că împăratul e gol și dacă împăratul e gol... Nu mai este ceea ce voiai tu să fie, nu mai este ce ai crezut tu că este și ești foarte supărată pe el. Pe el nu are nicio vină. El n-a încercat nicio clipă să-ți spună că este altcumva decât era cu adevărat. Tu te-ai încăpățânat să-ți închipui că acest băiat este bun, este frumos, este deștept, îți va îndepliniție toate mufturile, va face. Pașii pe care dorești tu prin casă, doar doi la stânga, trei la dreapta, patru înainte și nu mai departe pentru că altcumva calci pe acolo și uh, doar ce-a dat cu aspiratorul și nu te duce dincolo pentru că îmi faci primituri și nu se poate așa ceva, ai grijă cum te așezi pe pat pentru că uh, îmi șifonezi cuvertura. Repet, ajungi să te căsătorești iar mitica nu este cum îți... Crezi tu că este și te super pe mitică. Da, ești atât de supărată pe mitică de zici ce asta? Ăsta nu-i mitical al meu, zici tu. Dar cine o vifată? fată? Păi al meu era așa și așa în visurile tale. În, a, în, în acest context, ce ar trebui să facem? Ar trebui să urmărim emisiunea 1, 2, 3 Milena cu numerologul Milena Haleț și să uh, înțelegem cum ar trebui să descoperim să-l descoperim pe cel de lângă noi și să vedem, să înțelegem dacă putem rezista lângă el, cum putem rezista lângă el, dacă vom fi în stare o viață întreagă să, sau măcar acum, în perioada coronavirusului, să rezistăm în casă lângă el. Pentru a afla cât de compatibil suntem, suntem este simplu. Este simplu, sunt aproximativ trei pagini de calcule numerologice pe care trebuie să le faceți. Trei pagini pentru voi, mă refer, mă refer strict la uh, calculele numerologice. Trei pagini pentru el, trei pagini pentru voi. Dacă nu vreți să faceți câte trei pagini, de fiecare pentru a descoperi compatibilități, pentru a descoperi nevoile fiecăruia, pentru a descoperi care, ce poate și ce nu poate fiecare partener, cât de mult ar trebui să întindeți sfoara pentru ca nu care cumva să se rupă relația dintre voi, apelați la numerologul Milena Haleț, vă uitați la emisiunea 1-2-3 Milena și înțelegeți câteva lucruri esențiale. Astfel. Uh, pentru a afla compatibilitatea, în primul rând, primul pas este să calculați cifra destinului fiecăruia în parte. Cifra destinului lui și cifra destinului tău sau cifra destinelor lor. Pentru că, uh, în general, fetele atunci când se căsătoresc uh, uh, pun ochii pe câte un băiat, doi, trei, cine știe. Și din uh, uh, tot ce au ei acolo de ales din grădina aceea cu băieți, aleg și ei un băiat. Aleg și ele un băiat la care e, li se pare lor că ar fi cel mai potrivit. Ei, cum afli dacă te potrivești cu, dacă ai ales băiatul potrivit? Foarte bine, calculești calculezi cifra destinului. Cifra destinului se calculează adunând fiecare cifră în parte din data nașterii. rezultatul dacă este format din două cifre, îl aduni succesiv până când acesta va fi format dintr-o singură cifră. Nu uitați însă și cele două cifre sunt foarte importante pentru că, spre exemplu, haideți să luăm un, un exemplu, oricum vom vorbi despre la Irimia care este primărița Comunei Saraiu și care are, a făcut din Saraiu o comună extraordinară. Dorinela Irimia este născută pe 1 martie 1968. Adunăm fiecare cifră din data nașterii în parte. 1 plus 3 luna, care e martie, luna a treia, plus 1968. 1 plus 9 plus 6 plus 8. 1 plus 3, 4, 14, 20, 28. 2 plus 8, 10. Deci cifra destinului Primăriței Comunei Saraiu, doamnei Dorina la Irimia, este 1 din 2 și 8. Întotdeauna veți calcula și celelalte două cifre și întotdeauna, inclusiv atunci când veți calcula compatibilitatea, veți ține cont și de cele două cifre. Aceasta este o primă compatibilitate legată de caracter, cifra destinului. Următoarea. Dacă observați că cifrele destinelor nu sunt foarte compatibile, atunci veți încerca, uitându-vă la cifra zilei de naștere, este posibil ca cifra zilei de naștere a ta să fie compatibilă cu cifra destinului lui. Și, din nou, este foarte bine, vorbim despre caracter, pentru că toate calculele pe care le facem pe baza datei de naștere ne oferă informații despre caracter. Toate calculele pe care le facem pe baza uh, numelui ne oferă informații despre comportament. Caracterul și comportamentul însumate ne oferă informații despre personalitate. Uh, apoi vom calcula cifra personalității. Vom vedea dacă nu care cumva există compatibilități. Atenție, dragele mele, dacă sunteți înainte de căsătorie și ați ajuns. La uh, calculul compatibilității, eu zic că ar trebui să uh, calculați uh, cifra personalității pentru numele pe care dumneavoastră urmează, pe care voi, dragele mele, urmează să-l purtați. Dacă pe băiat îl cheamă Vasilescu iar tu ești Ionescu și nu există, n-ați descoperit niciun fel de compatibilitate nici pe cifra destinului, nici pe cifra numelui complet și nici pe cifra zilei de naștere sau a destinului și ați ajuns la personalitate. Sfatul meu este să nu vă bucurați calculând personalitatea folosind numele complet prezent ci să folosiți numele pe care îl veți prelua. Asta în condițiile în care veți hotărâ să preluați numele viitorului dumneavoastră soț. Și atunci, calculând, spre exemplu, pe numele de familie Vasilescu, în loc de Ionescu, cum vă numiți dumneavoastră, s-ar putea să descoperiți că în viitor, după ce veți prelua numele soțului, veți ajunge să fiți mai compatibili decât sunteți în prezent, pentru că în prezent s-ar putea să nu fiți compatibili mai deloc. Emisiunea, acum două emisiuni, rămăsesem la compatibilitatea dintre cifra destinului 1 și cifra destinului 5. Vă citesc din cartea Numerologia și Căsătoria, scrisă de Milena Haleț. Tu, draga mea prietenă, ai cifra destinului 1, el are cifra destinului 5. A, nu uitați, vom vorbi către finalul emisiunii, vom descoperi împreună vibrația zilei și cum ar fi mai bine pentru fiecare dintre noi să ne comportăm în perioada 10-16 aprilie 2020. Vom citi din, iată, de această dată, Constanța, și noștri oameni și ei, Constanța 2016, este cea mai recentă carte cu primarii județului Constanța, scrisă în 2016, înaintea alegerilor din 2016. Această carte o are pe doamna Mariana Gâju, pe coperta 4, pentru că este, era la acel moment prim vicepreședinte al Asociației Comunelor din România și președinte al filialei Constanța a Asociației Comunelor din România. Vom citi despre doamna Dorinela Irimia și vom vedea care au fost realizările de până în 2016. Dacă veți descoperi ce realizări are în perioada și cu siguranță veți descoperi pentru că voi scrie sigur și cartea aleșii noștri oameni și ei 2020, dacă veți descoperi cât de mult a muncit această primăriță în perioada 2016-2020, ați vota-o și dumneavoastră, cei din Constanța sau cei din nordul țării, nu doar cei din Comuna Saraiu. Până atunci, însă, tu, draga mea, ai cifra destinului 1, iar el are cifra destinului 5. A fost exact compatibilitatea la care s-a terminat emisiunea trecută, de aceea o reiau. Tu, draga mea, ești unul, un șef. El este cinci și nici că-i pasă de funcția ta. E drept, se poate adapta ori, oricărei situații, ba mai mult. Se pricepe nevoie mare să-ți dea impresia că tu ești tare, că ești deșteaptă și frumoasă. Va zice ca tine, va face ca el și chiar te ești intuitivă și veșnic în gardă, nu vei bănui niciodată cât este minciună și cât adevăr. Nu vei ști unde este granița dintre sinceritate și lengușală dintre tine și el. Lui, care este cinci, îi place să zburde. Tu nu-l lași. He, și ce dacă? El îți va explica relaxat cât este de ocupat și ca tare el prin lume de umblat pentru tine și pentru el. Îți va arăta cât este de cât de greu este în clipele îngrozitoare de parte de tine. Nu-l certa. Atunci când îți spune, va crede și el. Tu te vei înduioșa, vei lăcrima și îi vei acorda atât de necesară, dar chinuitoare libertate. Hmm. Nimeni, nici cel mai bun psiholog, nu te va putea scoate de sub vraja țesută de el. Poate interpreta orice rol își propune, poate deveni comandantul Sadea, prietenul devotat, artistul neînțeles, constructorul practic, familistul convins, misteriosul înțelept, ambițiosul nemilos și veșnicul îndrăgostit de perechea sa. E drept? Perechea sa de acasă ești tu. Dincolo de casă poate deveni alta mereu. Nu plânge. Tu nu vei afla. Pentru tine va fi mereu bărbatul perfect, exact ce trebuie în momentul dorit. Și da, am omis ceva. Doar dacă va dori mereu foarte mult ceva ce tu ai de oferit. Adică el se va comporta cu tine perfect atâta timp cât tu uh, ești ceea ce vrea el să fii tu. Dacă nu-l mai interesezi, nu mai are rost să se prefacă. Tu ai cifra destinului 1, draga mea, el are cifra destinului 6. Uh, tu ești lider curajos, orgolios, încăpățânat, vizionar, iar el este șase, responsabil, familist, înțelegător, curios, casnic, îngrijorat permanent de soarta echipzuitului, unu, care ești tu, draga mea, care turuie toată ziua uh, și care nici măcar nu știe să-și transmită bine ordinele. Dacă ar avea răbdare, șase, i-ar explica foarte bine cum stau lucrurile. Dar, evident, un 1, care este un șef, îl dezamăgește pe șase, care este un familist și care vrea duminici în familie, călătorii, mic dejun, câmp, flori pe câmp și seriozitate. Tu, draga mea, care ești un 1, vrei realizări, vrei să fii ascultată de toată lumea și de el. Se poate întâmpla ca subalternul 6 să fie partenerul ideal pentru 1. Asta în condițiile în care tu vei reuși să-l faci să înțeleagă faptul că tot ce face el este bine, că el pentru tine este lumea întreagă și că împreună, ascultându-te, lui îi va fi foarte bine. Dacă tu ai cifra destinului 1, iar el are cifra destinului 7, ar trebui să încerci cumva să-l înțelegi. De ce? Pentru că el este un amestec de încăpățânare și tu ești capabilă de multă luptă și atunci în familie va fi un amestec de încăpățânare cu multă luptă, frământări inutile și analize nesfârșite. Șapte, este orgolios de unul singur, ciufut și însingurat. Veți fi la fel de reci, la fel de sceptici. Simțul măsurit în ceea ce te privește pe tine, draga mea, și presimțirile enervante ale lui, care este un șapte, vor fi motive ciudate pentru discuții și neînțelegeri. Clocot și vâltoare, ținuturi înghețate și luciditate. Hm. Dacă vrea, el poate. Dacă nu vrea, îți spune că meditează. 1 și șapte înseamnă acțiune și stagnare. Cum să-i lași pe ăștia doi împreună? Într-un cuvânt teroare, impulsivitate și filtrul gândirii. Nu pot fi pe aceeași lungime de undă, deși cam pe acolo ar fi inabordabil, inaccesibil, de neînțeles, imposibil de contrazis și de suportat. Conviețuire tulburătoare și de neînțeles. Ba nu, am putea spune că este chiar absența conviețuirii. Locuiesc în aceeași casă. De ochii lumii. El, șapte, va fi întotdeauna singur, chiar dacă pare împreună cu altcineva. Tu ai cifra destinului 1, iar el are cifra destinului 8. Adică un soi de conducător de oști și un posibil militar de carieră. Unul conduce, iar celălalt va trebui să execute. Și va executa după ce va scrâșni din dinți, după ce își va mușca buzele, după ce își va fi înfipt unghiile în carnea palmelor sale. Teoretic, unul cu opt pot face împreună o echipă bună. Practic, partenerul tău care este opt te va contrazice pe tine care ești unul mai mereu. Așa, de amorul artei, pentru a simți că trăiește și el ce poate fi mai palpitant decât un șef făcut șahmat. Deși e greu să-ți faci șeful șahmat, dar cel puțin încercăm. Între patru ochi, de față cu toată lumea, nu contează. Cu orice risc, unul este sigur că opt va fi la locul potrivit, adică tu, draga mea, ești sigură că partenerul tău, care este opt, va fi la locul potrivit, în momentul potrivit și că va îndeplini totul în amănunt cu toate că optul este cârcotaș. Te poți baza însă pe instinctele lui este atent la detalii, nu-i scapă nimic. Cei doi, tu care ai cifra destinului 1 și el care are cifra destinului 8, puteți cuceri orașe, vă puteți îmbogăți dacă acceptați și vreți neapărat să fiți împreună. Zgârciți sunteți amândoi, doar voi știți de ce. Dacă tu, draga mea, e cifra destinului 1, iar el are cifra destinului 9. Ei bine, da. 1 se impune când vrea el, pentru că e infatuat. 9. Se supune mai mereu, pentru că e disperat. El iubește și sarcasmul și sufletul nevinovat al șefului 1, care nu știe că e rece și rău. În mintea lui... Nu, în mintea lui 9, adică al lui, 1, adică tu, ești victimă. Săracul nu poate fi altcumva doar așa și atunci se înmoaie și plânge de grija ta, draga mea, care ești tu unul. Rănit în orgoliu, el, nouă, tace smerit și cu inima frântă, iubind tot mai mult un sloi, un vârtej, un necăjit, unul care trântește, bufnește, fără să vrea sau fără să știe să facă și altceva. Nouă, partenerul tău, ff. nouă visează, privirea îi sclipește la gândul, că parcă zărește în tine, care ești unu, un zâmbet bunuț și sfrijit. Se înșală. Firește, și mâine va fi fericit un minut așteptând o minune. Se împlinește o clipă, dar nouă trăiește o viață întreagă plângând fericit că unu, adică tu, draga mea, care e cifra destinului unu, ai zâmbit într-o zi, o secundă. Da, merge. Merge, se potrivește și puteți. Cu eforturile lui nouă, firește, să trăiți împreună mult, mult timp. Dacă ai un nouă, ce să spun, ai nimerit, ai câștigat la loterie. E cel mai bun, mai nătâng, mai tandru și răbdător partener. E, da, dacă tu ai cifra destinului 2, deja am schimbat cifra destinului și, draga mea, tu care ai cifra destinului 2, nimerești un soț, un partener care să aibă cifra destinului 1. Un 2, care ești tu. E diplomat, prietenos, partener de nădejde. Mereu la unul dintre capetele drumului, nici când cu jumătăți de măsură, știe ce vrea și știe pe cine iubește. Două coloane bine și rău, alb sau negru, întuneric sau lumină, cu treceri bruște de la un sentiment la altul și de la râs la plâns. Poate aștepta o veșnicie momentul potrivit pentru a acționa, nici când nu va acționa mai înainte, mai târziu da. Loialitate, dualitate, simpatie. În afaceri și în căsnicie totul se poate desfășura cum nu se poate mai bine. Doi, adică tu ești diplomată și răbdătoare, celălalt, adică el care e unul, rapid, doi, adică tu cooperezi, unul ia decizii. Dacă tu ai cifra destinului 2, draga mea, iar el are tot cifra destinului 2. Ha, griji, bucurii, responsabilități împărțite în mod egal. Căsnicie fericită, mariaj reușit, prietenie, armonie. Poate poate prea multă precauție și lentoare. În rest, mie îmi place mereu să spun că, că, că această compatibilitate pe cifra 2 este cea mai potrivită compatibilitate. Stabilitate și calmitate pentru fiecare și pentru amândoi. Cu strop de teamă. De acțiune și atacuri de panică, care trec și vin iarăși mereu. Poposesc pentru scurt timp și pleacă la fel de de așteptat precum au venit. O căsnicie bazată pe prietenie. Cei doi parteneri pot ajunge bun colegi de apartament și li se pare normal și este foarte bine așa. Ce treabă ai tu cu ei? Săptămâna viitoare vom continua de la cifra destinului 2 tu draga mea cu cifra destinului 3 el. Până săptămâna viitoare vom discuta acum despre, pentru că mai avem 15 minute din emisiune, despre Constanța 2016 ale și noștri oameni și ei, comuna Saraiu. Dorinela Irimia. Dorinela Irimia, primărița Comunei Saraiu, data nașterii 1 martie 1968, până să vă citesc câte ceva din punct de vedere numerologic despre Dorinela Irimia. Ar trebui să vă spun că în perioada 2012-2016, Primar, bineînțeles, a fost Dorinela Irimia, viceprimar a fost Șerban Ștefania Ionelia, secretar a fost Greu Ruș Ileana Crina, contabil șef Dănăilă Rodica, iar din Consiliul Local au făcut parte Baciu Ion, Boitan Rodica, Boligrad Ion, Cojanu Mihai, Eftică, Eftincă, Maricel, Marinel, Grecu Nicolae, Mocanu, Pavel, Pătrulescu, Aurer. Iar dintre Dintre proiectele pe care doamna Dorinela Irimia le avea pentru 2016-2020, eu cred că toate sunt realizate. Dintre acestea amintim reabilitare cămin cultural Saraiu, reabilitare dispensar, bază sportivă cu nocturnă, înlocuirea rețelei de alimentare cu apă. Deci știu că în ceea ce privește Căminul Cultural Saraiul se construiește casă de cultură. În ceea ce privește alimentarea cu apă știu că s-a rezolvat în mare parte. Sistemul de canalizare știu că primise în urmă cu câteva luni aprobare pentru acest proiect și bani. Primise aprobare și bani din fonduri europene pentru asfaltarea străzilor comunei și cred că mai mult de 16 km cât voia dânsa în 2016. La proiecte mai erau mai, sistematizare localitate Saraiu, amenajare trotoare, știu sigur că s-a rezolvat. Ei bine, nu știu să vă spun acum în legătură cu centrul de adăpost, îngrijire și recreere pentru bătrâni și parcul Eolian, dar la cum o știu eu pe Dom ä, Dorina, la Irimia, pe primărița din Saraiu, nu se va lăsa uh, bătută până nu va rezolva. Nu se va da bătută. Dorinela Irimia, data nașterii 1 martie 1968. A fost ziua dânsei de naștere pe 1 martie. Uh, știu că a fost petrecere mare în comună. Îi spunem încă o dată la mulți ani. Iată suntem deja în luna aprilie. Cifra destinului 1 din 2 și 8 are cifra destinului 1 din 28 și cifra zilei de naștere 1. Calități de lider care sunt evidente. Și dacă o vezi binevoitoare, este perfect, pentru că are cifra, în cifra destinului cifra 2. Nu miza prea mult pe înțelegerea sa dacă n-ai chef să muncești. Te va verifica necontenit și când te-a prins că ai mințit că nu ai îndeplinit ce a ordonat, te-a iars la propriu, te-a mâncat. Poate că nu atunci pe loc. Oricum, așteaptă-te să ia măsuri dure. Știe că este singura persoană pe care se poate baza cu adevărat. Curajoasă, mereu se va afla în fruntea oamenilor săi. Pricepută în a-și mobiliza subalternii, poate deveni tiranică. Orgolioasă, știe că este cea mai bună. Sigură pe sine, nu acceptă ca deciziile să-i fie puse la îndoială. Ori te supui, ori pleci. Ambițioasă și energică nu poate sta pe margine. Are convingeri ferme, iar când situația îi impune, poate fi foarte directă. Cu oricine. Oricând. Cooperantă și de cele mai multe ori amabilă, nu este indicat să încerci a îi testa limitele. Răbdarea, pentru că există cifra 2 în cifra destinului său, 1 din 2 și 8, este una din puternicele sale calități. Dacă ai supărat-o cumva, intenționat sau nu neapărat, va aștepta momentul potrivit oricât pentru a returna cu vârf și îndesat lipsa de politețe. Detestă comportamentul necivilizat. Nu va fi nici când deranjată dacă altcineva va fi recompensat pentru efortul său. Prietena devotată va găsi mereu o cale să te ajute. este clar ce vrea și ce nu, pe cine poate suporta și pe cine nu va agrea în veci, știe clar când începe ziua și când e noapte. Oscilarea stărilor bine-rău uh, uh, bună, sau bună dispoziție și indispoziție evidentă este permanentă, bruscă și fără niciun semn distinctiv. Energică și ambițioasă, din cauza cifrei 8 din destinul său, 1 din 2 și 8, permanent nemulțumită, e pregătită să reacționeze să combată, să demonstreze contrariul, nu va ezita în a se lupta cu oricine pentru îndeplinirea scopului propus. Poate fi vorba chiar despre propria persoană. Când nu are cu cine să lupta, se luptă cu ea și se simte mai bine. Anul acesta Vibrația personală a anului 2020 pentru Dorinela Irimia. Haideți să calculăm împreună. Deci, cifra, cifra obiectivelor, care înseamnă drumul în viață, se calculează adunând ziua nașterii cu luna nașterii. În cazul doamnei primar Dorinela Irimia, 1 plus 3, 4, 4, cifra obiectivelor se adună cu vibrația universală a anului 2020, care este 4, 4 plus 4, 8, deci în acest an, 2020 este mai ambițioasă, mai energică, mai atentă la detalii, mai hotărâtă să aibă parte de realizări, mai dură cu dânsa și cu toți ceilalți, mai luptătoare. Pentru că, totuși, alegerile ei erau stabilite pentru luna iunie, 8 plus 6, 14, 5 în luna iunie, are noi planuri. Pentru, pentru viitor, are șansa de a începe alte noi proiecte, o nouă viață, un nou început, șansa de a lua totul de la capăt, să nu ne bazăm însă pe această lună iunie, pentru că nu se știe exact când vor fi alegerile și dacă nu, care cumva vor fi amânate. Săptămâna viitoare vom citi și, haideți să vedem repede, repede și compatibilitatea cu această comună Saraiu, știți, da? compatibilitatea cu localitatea în care trăiți sau în care vă desfășurați activitatea, serviciul este foarte foarte importantă funcție de această compatibilitate vă merge bine sau nu vă simțiți bine sau nu vă simțiți bine în localitate la locul de muncă aveți sau nu aveți pornirea de a face bani în demnul de a munci Saraiu Adunăm fiecare literă are o anumită valoare vibrațională. S are 1, A 1, R 9, A 1, I 9, U 3. Și acum le adunăm 3 cu 3 6. Vibrația comunei Saraiu este 6. Oamenii sunt responsabili, sunt implicați, sunt serioși, sunt familiști, le place oamenilor să se simtă ca într-o mare familie. În ceea ce privește vibrația fiecărei zile din perioada 10-16 aprilie 2020, să nu uităm luna aprilie, vibrație universală, adică cea care ne influențează pe toți indiferent de data nașterii sau de numele pe care îl purtăm, este 8. Această uh, vibrație 8 ne ajută să fim mai ambițioși și mai dornici de a uh, munci și de a face bani, dar uh, uh, și mai uh, răi, ca să zic așa, atunci când e vorba de a ne apăra drepturile sau de a ne certa cu ceilalți. Că uh, vom avea tot felul de porniri războinice în această lună aprilie, dar este și o lună bună din punct de vedere financiar. Uh, e, e mare lucru, e mare lucru în condițiile de acum. Vineri 10 aprilie, vibrația universală nouă, sfatul meu este să aveți mare, mare grijă vineri 10 aprilie, pentru că vibrația universală nouă înseamnă discuții mai aprinse, înseamnă certuri, înseamnă risc de accidente, stați acasă, nu vă certați cu ai dumneavoastră, sistem imunitar slăbit, nu plecați cine știe pe unde, pentru că nu se știe cum vă puteți îmbolnăvi. Sâmbătă, nu începeți nimic nou, vineri 10 aprilie, pentru că nimic din ceea ce începe într-o lună, într lună, zi sau an cu vibrație nouă, s-ar putea să nu aibă parcursul pe care îl doriți dumneavoastră și finalitatea aia pe care o așteptați. Sâmbătă, 11 aprilie, este o zi bună, este o zi cu o vibrație universală 1, este bună pentru că puteți porni proiecte noi, vă puteți retrage în camerele dumneavoastră și să munciți. Sfatul meu este să încercați pe cât posibil să evitați în a da ordine celorlalți și să încercați să vă temperați orgoliile, pentru că fiecare din, va avea orgoliile cumva exacerbate și atunci s-ar putea ca în case, în familii să existe sâmbătă un soi de luptă a orgoliilor. Încercați să vă concentrați pe ceea ce aveți de lucru, să porniți proiecte noi, eventual să faceți proiecte noi. Duminică 12 aprilie, ziua în care creștinii ortodoxi, 12 aprilie 2020, ziua în care creștinii ortodoxi vor sărbători florile, este o zi cu o vibrație universală 2 vibrația bunei înțelegeri a prieteniei și a diplomației este o zi bună, puteți să o folosiți, încercați să stați însă cât mai departe de rude și de prieteni, nu vă gândiți că de data asta, numai de data asta reușiți să păcăliți cumva virusul. Luni 13 aprilie, vibrație universală 3, mai mult noroc. Dacă aveți de rezolvat cei care mai mergeți încă la servicii, dacă aveți de rezolvat probleme urgente și care par fără rezolvare, stați liniștiți pentru că luni 13 aprilie, la momentul potrivit, veți reuși să găsiți soluții fiecărei probleme. În parte este Uh, o zi bună, este o zi prolifică, este o zi în care vă veți enerva mai mult, vă veți simți însă și mai plin de, de energie. Uh, este o zi bună pentru scriitori, să zicem, pentru că ideile și uh, 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 degetele pe tastatură vor merge foarte, vor, uh, foarte ușor, vor zbura, iar frazele vor fi foarte frumoase. Marți 14 aprilie 2020 vibrație universală 4, tot se apropie cu pași repezi Paștele, foarte multe dintre doamne vor mai avea de lucru prin case, foarte mulți dintre norocoșii care locuiesc, chiar locuiesc la casă și au curte, vor avea ocazia să-și facă de lucru în curte, să lucreze la grădină, să și măture curțile, să și mai taie din vârfurile de pe la copăcei, să facă lucruri frumoase. Încercați și munciți și folosiți această zi de marți, 14 aprilie, așa cum trebuie. Nu încercați să le neviți, dacă încercați să le neviți într o zi de cu vibrație 4, nu veți reuși nici să vă odihniți și nici să munciți. Așa că faceți ceea ce este Uh, mai bine, adică munciți pentru că vă ajută vibrația 4. Miercuri, 15 aprilie, dacă ați obosit întâmplător, uh, marți, miercuri, 15 aprilie 2020, puteți încerca să vă odihniți, pentru că vibrația este 5, eu știu, pe toți ne va îndemna, ne va încerca dorul de ducă, pentru că vibrație 5 înseamnă dorință de libertate, înseamnă dorință de plimbare, înseamnă. Uh, dorință de aventură, înseamnă că vom dori să fim liberi să facem ce vrem noi. Ei bine, nu prea putem să facem ce vrem noi, în afară de cei căsătoriți care nu pot face ce vor ei, că se știe că nu mai pot face ce vor ei și își plâng de milă acum nici măcar la vecinul de alături nu mai pot merge să bea o bere ca să nu mai vorbim de a coborâ la restaurantul din colț la o cafea, nu se mai pune problema, nici să meargă cu băieții la un meci sau la vânătoare nu se mai poate, așa că vai de noi. Iar despre femei ce să mai vorbim, cele mai multe ar fi fost acum în magazine schimbându-și rochițele, încerca să vă înfrânați aceste porniri și vibrația 5 folosiți-o Aranjându-vă frumos casa, înviorând-o, reînviorând-o, încercând să schimbați locul mobilierului de prin casă, pentru că vibrație 5 înseamnă și amenajare și reamenajare. Înseamnă însă și adaptabilitate, deci s-ar putea să fiți mai ingătuitori unii cu ceilalți prin casă. Joi 16 aprilie 2020, vibrație universală 6, este o vibrație bună. Vom simți cu toții că avem familii și că suntem norocoși că îi avem pe ai noștri lângă noi și că ne place să fim împreună cu ai noștri și că ne este bine. Evident, vom fi tot mai îngrijorați unul de grija celuilalt din casă, de grija copiilor, de grija soției, de grija vom dori să îi învățăm pe cei de lângă noi ce să facă în ce fel să facă și cum să-și lege nodurile la șireturi, pentru că altcumva, dacă noi nu le-am spune, ei săracii de ei n-ar ști, n-ar înțelege. Vibrația 6. Nu trebuie să uitați, înseamnă dragoste, căsătorie sau divorț. Deci pentru aceea care, sau pentru aceea da, pentru care lucrurile în căsnicie nu curgă tocmai lin, poate că în această zi de joi 16 aprilie ar trebui să încercați cumva să vă temperați pornirile războinice. Mai bine, acum decât prea târziu, până săptămâna viitoare vă doresc să fiți fericiți și să vă înțelegeți bine în familie și să nu uitați că numerologia este prietena dumneavoastră și să nu uitați, mai ales că astăzi. De la orele 19 la emisiunea ce frumos e la noi, îl puteți vedea pe Gigi Haleț, care vă va atrage atenția în legătură cu unele lucruri, vă va povesti altele frumoase. Până săptămâna viitoare, să fiți fericiți! La revedere!